Discutăm cât se poate de serios, căci a venit doamna doctor Iulia Panțuru și vă dați seama, știți, noi nu deviem de la cursul hăhăitor al discursului. Astăzi discutăm despre acne, poate cea mai întâlnită afecțiune dermatologică despre care se tot vorbește de la pubertate și până târziu la pensie. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! E cea mai întâlnită formă de afecțiune dermatologică? Este una din afecțiunile foarte frecvente pentru care pacienții se prezintă în cabinet, într-adevăr, și așa cum spuneai și tu, apare din adolescență și poate ține mult până în viața de adult. Unii părinți spun lasă că trece. Unii părinți spun lasă că trece, dar nu ar trebui să minimizăm efectele psihoemoționale acestei boli asupra adolescentului, care nu așa este în dezvoltare, are nevoie asta de apartenență foarte, foarte importantă și dacă părinții noștri se comparau, să zic, cu colegii de clasă sau cu câțiva prieteni, acum tinerii se compară cu toată lumea și tot Instagram-ul și tot Facebook-ul și atunci presiunea este din ce în ce mai mare. Iar tinerii cu acnee au cu peste 40% șanse mai mari de a face depresie de-a lungul vieții, tocmai din cauza acestor leziuni care își spun cuvânt. În primă fază se instalează și rușinea și atunci se ascunde acnea de obicei sub fetele, sub tone de machiaj. Cât de bine e? La un moment dat văd că se coace zona, cum să zic, mă exprim popular, și chiar cred că machiajul le face bine și că tonele alea de fond de ten usucă cumva regiunile afectate. Eu sunt de părere că atunci când avem o afecțiune la nivelul feței, este important să ne simțim cât putem de confortabil cu ea, astfel încât consider un lucru bun faptul că există machiaj. Nu este un lucru bun în momentul în care îl folosim doar să acoperim și atât, adică nu facem nimic ca să tratăm afecțiunea de bază de fond, și anume tratament medical sau dermatocosmetic în funcție de ce avem nevoie, la recomandarea medicului dermatolog. Bun, hai să o luăm cu începutul. De ce apare acnea asta? Sau cum să zic, e obligatoriu ca toți cei ce trecem prin adolescență, preadolescență, să avem parte de acne? Nu este obligatoriu, avem nevoie de o predispoziție genetică. Dacă, de exemplu, unul din părinți a avut acne, șansele ca adolescentul să facă acne sunt de 50%, dacă ambii părinți au avut acne, undeva 75% din adolescenți vor face acne. Pe această predispoziție genetică apar anumiți factori de mediu care declanșează, întrețin sau agravează acnea. Mă refer aici la dezechilibre hormonale, fiziologice, cum ar fi sarcina, sau sindrom de ovare polichistice, hiperplazie de corticosuprarenală, deci exces de cortizol, stresul în exces, anumite alimente pot agrava acne, anumite medicamente, corticosteroizii, de exemplu, inclusiv acei steroizi folosiți la sală pentru construire musculară, să zic așa, preparate pe bază de litiu, iod, pot agrava acnea. Dacă, de exemplu, se recomandă de către vreun felcer, că doctor nu cred că e, un complex de vitamine, poate de fier, poate de calciu, nu prea mănâncă, să-i dăm ceva de poftă de mâncare, se practica în vremea copilăriei mele tot felul de hapuri de-astea pentru creștere, să aibă oasele mai. S-ar putea să dea chestiunile astea pe față, acneile astea? Puțin probabil. Cuprul, de exemplu, și zincul chiar ne ajută pentru reglarea cantității de sebum, ele sunt benefice, însă este foarte important să avem grijă la alimentație, adică mult mai corect este să mâncăm sănătos decât să luăm suplimente. Nu sunt o adeptă a înghițitului de medicamente și dacă trebuie și dacă nu. Alimente care agravează acnea sunt alimentele cu index glicemic mare, ați vorbit și cu doamna doctor Hâncu înainte despre carbohidrați, dulciurile rafinate, deci glucoza în cantități mari, inclusiv sucurile de fructe, freșurile în cantități mari pot agrava acnea, la fel și consumul excesiv de lapte de origine animală, lapte de vacă. Cum o tratăm? Sau doar ameliorăm din simptome? În primul rând este nevoie de un consult dermatologic, pentru că sunt și alte afecțiuni la nivelul feței care pot semăna cu acnea și care nu sunt de fapt o acnee. Să ne așteptăm ca tratamentul să meargă foarte ușor și rapid e o greșeală, durează destul de mult tratamentul unei acnei. Putem apela, bineînțeles, la proceduri pe care le facem în cabinet, dar este foarte, foarte important să avem și o rutină de îngrijire corectă acasă. Asta înseamnă să nu ne culcăm nici
niciodată cu machiaj pe față, demachiere plus curățare. Cele mai potrivite produse de curățare pentru acne sunt gelurile spumante, care se clătesc ulterior. Urmează un tonic, întotdeauna fără alcool, dacă se poate, fie matifiant, fie keratolitic, deci care să cureți acele comedoane, puncte negre, puncte albe de sub piele. Și produsul tratament, care poate fi un dermatocosmetic în formele ușoare, în combinație sau nu cu un tratament medicamentos pe bază de retinol, pe bază de acid azelaic, antibiotice locale, uneori peroxid de benzoil, în funcție de forma acnei. În afară de pastă de dinți, ce se mai pune pe veziculele astea? Nu sunt foarte la curent cu ce se mai pune, pentru că în general pacienții nu spun de aceste metode băbești. Nu mai spun. Consider că avem tehnologie și e păcat să ne folosim de aceste metode băbești ca să tratăm lucrurile. Adică în momentul în care vine vorba de spălatul hainelor, nu mai spălăm de mână cu săpun de casă, da? Pentru că avem lucruri mult mai bune. Ar fi bine să facem asta și cu sănătatea noastră înainte să ne apucăm să punem tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin consacrat. E o chestiune care se poate trata. Le recomandăm celor mici, adolescenților, că avem și noi pe acasă și atunci e mai ușor de făcut recomandarea asta, să nu intre într-o panică neapărat. Uite, pentru zona de Instagram există filtre și le folosesc chiar și cele care n-au nevoie. Lucrurile trec până vă măritați, că vorbeam cu Ramona din aur despre lucrurile pe care le auzeam în copilărie, o să vă treacă lucrul ăsta, nu recurgeți la chestii radicale și mai ales nu vă tratați după ce găsiți pe internet. Puteți să faceți rutina asta cu demachierea și curățarea feței, chiar dacă nu vă aplicați machiaj, dacă stați în orașele mari și aveți treabă zilnic, o să rămâneți uimiți ce o să găsiți pe dischetele demachiante. Trecem la testul Fulger. Astăzi vorbim despre acnee, deci cumva lucrurile se duc în această zonă. Acnea dispare de la sine. Este adevărat sau fals? Dacă este o formă ușurică, poate dispărea și de la sine, însă nu recomand să o lăsăm netratat. Adică mult mai ușor este să apelăm la ajutor și să tratăm acnea fără să rămânem cu cicatrici, care până la urmă sunt cea mai importantă complicație post-acne. Nu găsesc alt cuvânt. Stoarcerea veziculelor e cea mai eficientă metodă de a scăpa de acne? Este total interzisă stoarcerea acestor leziuni. Stoarcerea și manevrarea lor înseamnă risc mare de pătare, adică de roșeață sau pată maronie după acne, respectiv acele cicatrici, găurele la nivelul feței. Soarele usucă și contribuie la ameliorarea coșurilor. Uneori, da, alteori nu. Aici depinde de la persoană la persoană. Sunt și situații în care soarele agravează foarte mult acnea pentru că ne crește secreția de sebum. Ultimă întrebare, mai sunt mai multe. Zahărul și alimentele bogate în grăsimi favorizează apariția acnei. Asta am hotărât deja. Da. Produsele cosmetice folosite greșit pot determina apariția acnei. Exact, vorbim de această acnee cosmetică care se datorează folosirii excesive de produse foarte grase, unctuoase pe față sau pe bază de ulei. Uleiurile și produsele foarte compacte sunt interzise în cazul acnei. Este important să alegem produse pentru ten gras cu tendință acneică și nu produse pentru toate tipurile de ten sau ten uscat, pentru că pot provoca această acnee cosmetică. O ultimă întrebare, iată, s-a ajuns aici. Zeama de lămâie, uitasem de ea, usturoiul sau pasta de dinți, pasta aceea de, că nu se mai face ca pe vremuri, că spuneai de la noi o chestie de mirosea de 3 stații de... Sunt remedii eficiente în ameliorarea acestei afecțiuni? Cu usturoiul n-am nicio experiență, să zic așa, dar sub nicio formă nu mi-aș pune așa ceva pe față. Da. Zeama de lămâie poate ajuta la depigmentare, însă atenție cu ea, că este irritantă și dacă ne expunem ulterior la soare vom face pete maronii, hiperpigmentare post-inflamatorie. Pasta de dinți poate ajuta așa pe câte un coș răzleț pe aici, pe acolo, mai ales dacă este mentolată, însă sub nicio formă nu va trata acneea pe termen lung. Da, am înțeles. Nu tragem concluzii pentru că subiectul va mai fi dezbătut la Neața. Încercăm doar să vă ghidăm către specialiști. Unu, doi, să lucrați înainte de toate și la mansardă, că nu e un film, nu se oprește viața voastră acolo, că v-a ieșit un coș chiar înainte de marea întâlnire. Bine, eu vorbesc, că eu n-am avut probleme cu tenul, acum la bătrâneți ce mai am,
N-am avut probleme cu tenul, exceptând câte un coș de ăsta răzleț care mi-a ieșea fix pe nas, fix ca în filmele americane, fix când... Chiar, da, am avut o copilărie. De asta ți este așa de ușor să vorbești despre acne, pentru că ea are un impact asemănător cu diabetul și cu astmul, din punct de vedere psihoemoțional. Deci hai să nu o neglijăm, nici să nu o minimizăm, să o tratăm cum se cuvine alături de un medic dermatolog. Da, încercam să îi fac cumva să nu transform totul într-un capă de țară. Am puștoaica mea cu bătălia asta de niște ani, cu duș întors, odată bine, altori. Ritualul e problema și, mă rog, discuțiile astea care cumva ne duc și într-o altă zonă. O să povestim și când avem un psiholog pe lângă noi, ca să vedem cum ne poate impacta. Iată un cuvânt care a intrat în dum, înțeleg, după nebunia asta cu COVID-ul. Mulțumim tare mult, doamna dr. Iulia Panțuru, în discuție despre acne astăzi.